Ai, ONG nu e, nu ce-o... Da, acum va fi un partid, înțeleg, bă, se face partid așa, tot, ceea ce parfum. Până la urmă e bine. Dom'le, dar ce înseamnă când vine o organizație non-guvernamentară care evaluează partidul, nu știu ce, și face o conferință de presă comună cu un partid, partid tradițional, tradițional, care a fost și în USL, cum e Partidul Național Liberal? Ce caută societatea civilă să spună ne-am unit cu partidele? Păi te-ai unit cu partidele, te-ai înscris în partid, adică nu, în primul rând nu există partid providențial, nu poți să spui, dom'le, da, asta e altceva. PSD, ALDE, PMP, USR, dar PNL-ul e altceva. Nu e altceva. Poate să altfel de oameni cu altfel de abordare. Dar partidul politic e partid politic. Eu, când văd ONG-ul lângă partidul politic, am așa o stare de cedere. De neliniște. De neliniște. Nu. Da, pe de altă parte, toată lumea a titrat în felul următor. Dom'le, s-a unit opoziția. Și acum vin eu și vă întreb. Unde era domnul Traian Băsescu în cadru? M-am uitat, m-am tot învârtit, zic, bă, poate e mic, poate nu se vede de doamna Oana Dobre, poate nu știu, poate e ceva. Poate e acolo lângă Institutul de Politici Publici, poate, poate e la politici publice. Dom'le, nu era domnul Traian Băsescu și atunci stau și mă gândesc, înseamnă că nu s-a unit toată opoziția. Poate era pe drum. Poate nu a uitat să-l anunțe. Poate nu s-a unit și cu el. Poate s-a unit doar cu partidul domnitar. Și atunci, de ce nu era și domnul Traian Băsescu reprezentat? Sau, cred că nu era, adică nu am văzut pe nimeni de la PMP. Pe Traian Băsescu nu l-am văzut în imagine. Pe de altă parte, în PNL sunt oameni din partidul domnului Băsescu. Deci n-ai o problemă cu Băsescu ca persoană. Deci nu e problema. Și atunci, de ce nu l-au chemat și pe domnul Traian Băsescu? În schimb, l-au chemat pe domnul Bușoi. Da, n-avea cum să lipsească domnul Bușoi. Pe care ai de să-l aclamăm împreună. Da, puteți să-l aplaudăm dacă țineți morții, dacă vreți să facem manifest. Ce spunea domnul Bușoi în urmă cu puțin timp? Câteva zile, nu mult. Spunea felul următor. Acțiunea politică a USR la București nu are nimic de a face cu ideea colaborării în opoziție pe care USR o pretinde public. Atacurile la PNL și sabotarea permanentă a propunerilor de colaborare pe care le adresează Partidul Național Liberal au devenit o regulă a politicii USR, la fel ca și susținerea pe care, Radu, sper că ești atent, pe care USR o acordă primarilor PSD. Cazurile de la sectorul 3, sectorul 1 și sectorul 6 fiind elocvente, deși exemple ale amiciției USR cu PSD se regăsesc ușor la toate sectoarele. Deci ce spune cum domnul USR-ul Bușoi? Cu PSD-ul? Așa e ce domnul Bușoi. Pe de altă parte, domnul Bușoi, citim și eu. Eu suspectez invers, PNL-ul cu PSD-ul rămași niște reminiscențe ale acelui USL. Eu suspectez pe PMB-iști că sunt foarte PSD-iști în Consiliul General și aș putea să vin și cu niște argumente dacă ne uităm pe vot. Dar e altă discuție. De ce putem tranșa această concluzie cumva că sunt mulți PSD-iști și în opoziție? S-ar putea să fie mai mulți la putere dacă ne uităm așa. Dar știi care e curiozitatea? Nu care e adevărul istoric, adevărul politic e greu de analizat. Deci în urmă cu câteva zile ne spunea un vicepreședinte național al Partidului Național Liberal că, domne, useriști ăștia, sunt fel de PSD-iști la mai răi. Da. Că sunt în opoziție și ne ciugulez nouă din voturi. Astăzi de mână fac hora. Știi că e și o imagine cu domnul Orban în fața Parlamentului? El a mai făcut hore la viața lui. Domnul Orban se ține de mână cu niște protestatari așa în pas de dan și textul e în felul următor. Când ai moțiune la 5 și nuntă la 9. Adică, știi, trebuie să îmbini utilul cu plăcutul, obligația cu datoria către țară. Deci, ce a zis domnul Bușoi din punctul tău de vedere? A spus adevărul atunci? Sau spune adevărul acum PNL-ul când se unește cu USR-ul? Că nu are cum. Undeva e o minciună. Minciunică. Hai să vedem, apropo de această... Că până la urmă, de ce privim noi cu suspiciune, până la urmă legitimă, această adunare ilegitimă? Mă rog, între ghilimele fie spus. Pentru că haideți să vă ascultăm pe doamna Alina Gorghiu, ce spunea dânsa la... Cred că era achitarea domnului Blaga? În primă instanță. În primă instanță, da, domnului Blaga. Dar înainte de doamna Gorghiu, să spun de ce îi privesc eu cu suspiciune. Pentru că am senzația că se pregătesc de putere. Și un principiu clar. Când ajungi la putere, ești altcineva. E bine așa, să-i luăm de pe drum. Să nu uite cine sunt. Doamna Gorghiu. Alina Gorghiu. Evident că primul lucru pe care l-aș face acum, dacă aș fi decident politic în România, aș introduce legea răspunderii magistraților. Rapid, instantaneu. De vreun an de zile tot avem povești. N-avem nimic altceva. Povești. Avem inițiative pe care și le asum guvernul, după care se desesizează. Avem un liv Dragnea care spune public ceva, după care în concret nu se mai întâmplă nimic. Păi și cum face, domnule? Deci, practic, doamna Alina Gorghiu, deranjată de faptul că se mișcă foarte încet, votarea... Bă, domnule, dați drumul la legile justiției sau ce facem? Și o tărăgânați atâta, domnule. Hai că venim noi la putere și le facem. E, și acum, dacă o întrebăm,
este exact așa, doar că invers. Un atac la adresa statului. Nu se poate. Deci, de ce vă grăbiți, domnilor? Independența magistratului. Unde vă grăbiți, domnilor? Au votat pe repede înainte. Ceea ce până la urmă e corect, au votat pe repede înainte, chiar se grăbesc. Da? Legea asta a răspunderii magistraților chiar e dubioasă. Dar da, de ce se grăbesc? Avem și niște răspunsuri, dacă vreți să le dați. Pe de altă parte, doamna Gorghiu, de ce a făcut această afirmație? Doamna Gorghiu de la PNL, bine să reamintești, da, că după mesajul ăsta, omul se gândește. O fi fugit, s-o fi dus înspre PSD încolo. Haideți să-l vedem pe domnul Iordache astăzi, pus în contextul unor întrebări. Haideți să vedem așa cam... Pentru că el ca apariție pare ceva deznădăjduitor. Da, e dezonant. E dezonant. Dăsu ne-a promis că nu mai vorbește cu presa, nu mai are nimic de spus pe legea justiției și dați drum. Haideți, vă rog, totuși hai să... Haideți veni să vă spun, haideți că mi-am scris pe o foaie. Am aici, le-am organizat. Ce întrebări? Hai să vedem. Primul material cu domnul Iordache și cu presa adunată în jurul domniei sale. Dar e rar că astăzi... Domnule Iordache, cu statutul magistraților, de ce astăzi, în plen, imediat după ședința solemnă? Poftiți? De ce această grabă cu statutul magistraților? Cu ce? Păi nu. Deci astăzi domnul Munteanu a anunțat că va supune o propunere la birou permanent să avem plen pentru vot final imediat după ședința solemnă. Astea au fost câteva, vreo 30 de secunde, un minut. Și că pe mine m-a lămurit. Da. Din conferința de presă a domnului Iordache. Nu, chiar e nevoie de reforma asta în justiție. Adică a fost foarte clar. Poftim? E cum? Poftim? Stați un pic, stai. Noastră cine sunteți? De ce îndreptați acel băț cu burete spre mine? Adică domnul Iordache părea desprins de realitate. Problema mea în legătură cu toată chestiunea aceasta este momentul când se duc oamenii de la televiziune la protestatari și întreabă în clar: domnule, ce vă deranjează din toată povestea cu legile? Unde se răpește independența justiției? Articolul cât? Amendamentul care? Ne spuneți indice clar. Cum? Ne spuneți în clar, adică ați venit să protestați? Păi, unde e codul penal? Aveți codul de procedură? Nu, abar n-aveți de ce protesta. Ce fel de protestatari sunteți dumneavoastră? Adică am văzut avocați mai slab decât dumneavoastră, domnule protestatar. Adică de la protestatare, pretenția să te apere în instanță, știi? Ai un proces acum, Doamne ferește, penal, civil, comercial, nu mai contează, te-ai dus în Piața Victoriei. Tu și tu, haideți la tribunal. Deci, practic, omul nu știe, nu trebuie să știe ce îl deranjează concret. Trebuie să simte că ceva e în regulă, da. Deci pe el nu trebuie să-l întrebi concret. În schimb, putem să întrebăm opoziția, care trebuie să ne explice în concret ce o deranjează la ceea ce se petrece acum cu legile justiției. La ce face domnul Iordache? Domnul Silviu Dehelean, deputatul SR, membru în Comisia Juridică, e prin telefon cu noi. Spunem bună seara. Bună seara. Nu știu dacă ați ascultat primele răspunsuri ale domnului Iordache, nu schimbă dramatic datele problemei. Să știți că tu s-au mai avut intervenții pe tema legilor justiției. Acum, regulile casei sunt destul de flexibile. Vreți să ne spuneți dumneavoastră care e problema sau să-l ascultați pe domnul Iordache și să comentăm după? Păi haideți să vedem ce a declarat și de sus. Hai să avem două declarații ale domnului Iordache, le luăm pe rând. Vom subordona justiția prin inspecția judiciară care va fi în subordinea ministrului justiției. Total fals. Așa cum am precizat, așa cum se pot vedea și în amendamente, inspecția judiciară, am spus de la început, vrem să devină instituție autonomă. Dar modul în care sunt selectați judecătorii și procurorii, cât și numirea, cât și revocarea procurorului șef, inspectorului șef și inspectorului șef ajunct să se facă de către CSM prin INM, mai transparent decât atât. A elimina politicul în tot ce înseamnă procedura de selecție. Da, înțeleg că USR-ul a ieșit acum din Parlament. Domnul Dehelean, dumneavoastră, unde sunteți? Eu sunt, încă n-am coborât, pentru că am rămas să vorbesc cu dumneavoastră. Da, mulțumim tare mult. Ați ascultat pe domnul Iordache, ce părere aveți, cum comentați momentul acesta? Păi bineînțeles că domnul Iordache, știți cum declarațiile domnului Iordache sunt cam așa, războiul este pace, libertatea este sclavie și ignoranța este putere, ca în George Orwell. Da, nu vorba! Declarațiile dânsului sunt exact invers decât stau lucrurile. Referitor la modificarea cu privire la inspecția judiciară, inițial, proiectul de lege ne vedea crearea unui organism paralel și cumva superior Consiliului Superior al Magistraturii, un Consiliu Național de Integritate pentru Magistrați. Da. Am înțeles că în acest moment sunt dispus să dea înapoi pe acest subiect. S-ar putea să fie doar o piatră aruncată, dar
încă nu este nimic ca sigur. Trebuie să așteptăm să vedem. Deci în privința acestei declarații a lui Iordache, putem merge mai departe, nu e ceva... Putem merge mai departe, am înțeles, nu e așa. Să vedem ce se va vota în comisie, pentru că nu te poți lua după tot felul de declarații. Bineînțeles că nu putem să ne luăm. Tot felul de Iordache. Se aruncă în o direcție, se aruncă în altă direcție, niciodată nu știi încotro să te uiți și cum se va desfășura. Nu există niciun soi de predictibilitate cu privire la desfășurarea lucrărilor, cu privire la propuneri. Deci este foarte greu să știi exact ce se va întâmpla. Da, dar da. Propunerile mergeau în această direcție, în sensul... Deci practic lucrurile s-au mai ameliorat, vi se pare. Cum? Scuze? Lucrurile s-au mai ameliorat un pic din ce vi se pare în momentul de față. Pe acest subiect, da. Dar modificări care sunt foarte tehnice și care sunt foarte greu de explicat, luate împreună, da? Deci dacă creezi un puzzle din toate modificările care se operează zilele acestea în legii de justiție, ele vor duce la o degradare a independenței magistraților, la un control politic asupra activităților, la îndepărtarea independenței procurorilor, la îndepărtarea președintelui din... Domnul Dehelan, haideți să mai vedem încă o declarație a lui Iordache și... Și-o comentat și pe aceea. Și-o comentat și pe asta. Hai să termin cu secția și vă spun și de temeinicii. Așa, ca să lămurim toată lumea și să știm de la ce plecăm. Am considerat că trebuie să existe o astfel de secție, o secție care este format din procuror cu un anumit grad. Acești procurori sunt în subordinea procurorului general al României, această secție, iar modul în care aceștia sunt aleși de către colegilor prin secția de procurori din cadrul CSM. Deci factorul politic sau modul în care politicul ar interveni în activitatea acestor procurori este exclus. Comentăm imediat această declarație, era Luca Turcan în mijlocul protestatarilor. Așteptările și aspirațiile românilor de a trăi într-o Românie europeană. Și cred că societatea este suficient de puternică să se opună asaltului PSD. România se împlinește astăzi un an de la alegerile din decembrie. România a reușit să reziste un an de zile, după care, nu știu, grupul infracțional care ne conduce a reușit să spargă, să mute primul bloc de cărămidă de suport a justiției. Va fi o bătălie pierdută, dacă miercuri am reușit să avem un pic de victorie, pot să spun. Astăzi este zi amară pentru că s-a văzut că, de fapt, majoritatea, chiar ignorând regulile și chiar încercând să le schimbe, că de fapt asta se întâmplă, merge mai departe, aruncând într-un an de zile societatea într-o criză fără precedent. Într-un an de zile societatea a fost mai mult în stradă, ceea ce nu e în istoria noastră democratică chiar o situație frecventă. La domnul Silviu Dehelean, am ascultat declarația domnului Iordache un pic mai devreme. Cum o comentați? Referitor la această secție care va încheta doar procurori judecători. Da. Am spus de la început, nu de la OSL, că nu este binevenită crearea unei astfel de secții sau direcții, acum este secție, care să se organizeze în funcție de cel care săvârșește infracțiunea. Adică avem o secție strict pentru judecători și procurori. De ce să ne avem și pentru taximetriști, și pentru frizeri, și pentru mai știu eu ce alte profesii, dar lăsând așa ironia... Păi DNA-ul nu numai pentru corupți? Ba da, asta nu este o profesie, adică din păcate România poate... Unii trăiesc doar de corupție, adică cum putem adică extrapola. Cum e domnule o profesie? Haideți domnule, că știu eu, vă dau eu exemple concrete. Da, lăsând cum la o parte, a mai existat în istoria noastră un moment, în istoria... Da, am pierdut legătura cu domnul Dehelean. Și mă interesa. Chiar când făceam la istorie. Haideți să reluăm legătura când îl prindem pe domnul Dehelean. Între timp să comentăm noi un pic, că și ce noi nu putem să comentăm. Hai să comentăm și noi. Ți-a plăcut doamna Turcan? Te-a convins doamna Turcan? Nu se mai poate? Ne dau afară din Uniunea Europeană? Doamna Turcan e foarte credibilă pentru că pare tot timpul... Când are huiduieli pe fundal. Are și huiduieli pe fundal. Nu știu dacă erau pe bandă sau chiar se petreceau acolo. Dar mie îmi place că pare tot timpul plânsă. Pare după ce o noapte întreagă a plâns din cauza acestor legi. Cât să suporte, domnule? Oamenii aceștia se ambalează cumva să fie cât mai credibili ei mai degrabă decât
ceilalți. Adică e o competiție între cei din opoziție. Până la urmă ne-am întors la domnul Dehelean. Domnul Dehelean s-a întrerupt puțin legătura telefonică. Da, s-a întrerupt. Am renunțat. Vă spuneam că am mai avut un birou de investigat pentru procuror și pentru judecători. Din acest birou făcea parte procurorul Panait, care s-a sinucis. Este o dovadă că o astfel de structură nu este binevenită, pentru că va pune o presiune imensă asupra celor 8 procurori care vor lucra acolo și se va face orice pentru influențarea activităților și subordonarea lor politică. Domnule deputat, dumneavoastră credeți că sinuciderea procurorului Panait are vreo legătură cu activitatea sa profesională? Da, sunt convins de chestia asta. Deci credeți că acum se reinventează un model care a dus la sinuciderea unui procuror celebru? Da, este un model similar. Este, merge în aceeași direcție. O echipă de oameni care să se ocupe strict cu asta și nimeni altcineva, niciun alt magistrat să nu poată să urmărească un alt magistrat în afară de cei care sunt în această echipă. Vă dați seama ce presiune se va crea. Păi da, n-ar trebui să fie în subordinea CSM-ului și noi nu avem încredere în CSM? Da, dincolo de orice, principial nu este corect să creeze o astfel de secție specială pentru o categorie profesională. Dar avem încredere în CSM, e foarte important, pentru că se discuta unde trebuie să fie inspecția judiciară, la CSM sau la... Și avem încredere în CSM? CSM constituțional este garantul independenței justiției. Sigur, dar dincolo de CSM care îi va numi, sau mă rog, îi va alege... Așa am înțeles că va fi, da. Se va putea lucra în această direcție de influențare și de a pune presiune asupra acestor magistrați. Păi asta ar însemna să nu avem încredere în CSM. Vedeți că aici... Păi nu, aici atingi mecherile. Deputat spune că CSM-ul îi numește, îi validează, îi propune, dar după aia sunt supuși presiunii politice. Adică CSM-ul nu poate și apăra de politicieni. Am înțeles, ok. Adică îi pune pe oamenii în regulă. Vor face transparent. Dar cum s-a pus presiune pe procurorul Panait? Ca să vedem dacă aceleași pârghii ar mai fi disponibile. Asta nu știu să vă spun, dar la momentul respectiv el făcea o anchetă asupra procurorului Lele din oraș. Da, am văzut și noi filmul. Am citit cartea, da. Care până la urmă a fost achitat de către instanțe și a fost readus în magistratură și s-a dovedit că nu a fost vinovat. Dar, din câte se pare, existau presiuni asupra acestui procuror Panait ca să-i creeze un dosar și să-l linșeze pe procurorul Lele. I se cerea procurorului Panait să-l linșeze pe procurorul Lele. Pentru că a ancheta un mare boss politic. În fine. E interesant. Da. Și spuneți că pe modelul ăsta nou propus de PSD acum s-ar putea reîntoarce istoria? Ajunge în aceeași situație, da. Păi asta e dramatic. Dar e tragic, că deja în fel am semnalat o primă problemă, sau mă rog, poate cea mai mare problemă dintre toate. Deja numărăm decese. Da, dacă le luăm bucățică cu bucățică, sunt multe luate împreună, creează... Sigur că ele sunt foarte amestecate și sunt greu de deslușit. Da, de exemplu e foarte bun. Dar exemplul ăsta lămurește destul de bine lucrurile. Chiar și pentru noi specialiști în drept. Noi am solicitat să ni se comunice câte cercetări penale au fost... realizate împotriva magistraților. Câte condamnări. Păi asta nu e neapărat bine. Adică faptul că sunt puține nu e neapărat bine. Păi, deci în momentul ăsta nu există o situație din statistici care să reclame crearea unei astfel de secții speciale. Da. Adică nu ni se dovedește că există... Că e nevoie de așa ceva pe piață. Da, pentru că avem o criză în justiție. Păi, pe de o parte, vedeți, aici e problema mea. Eu sunt mai funcționez cu mai așa în zona asta de logică. Vedeți, dacă nu au fost foarte multe condamnări, înseamnă că poate nu au fost plângeri. N-au fost plângeri. N-au fost plângeri. Pentru... Adică nu sunt reclamații. Pentru că vedeți că exact asta era problema. Exact asta era problema în perioada respectivă pe care o invocați mai devreme. Faptul că nu erau condamnări în rândul politicienilor. Nu existau plângeri, nu existau. Și atunci nu e bine nici așa. Păi da, dar acum ar putea să existe plângeri, dar ele nu există. Deci și cercetările sunt puține. Da, e cu corect. Deci nu există dosare deschise. Da. Am înțeles, domnule deputat, vă mulțumim, păstrăm legătura. Vă lăsăm să ieșiți la public afară. Da. La proteste. Și apropo, ieșim și noi afară. Hai afară, un pic în publicitate, dar vreau să vedem imagini din nou din fața Casei Poporului, unde s-au strâns oamenii până la urmă. Uite, să... pălmuța aia galbenă. Cum era? Cum a zis Manda? Să admolesteze. Să admolesteze. Ceea regele, ce se întâmplă regele Manda. În Casa Poporului, da. Iată imagini, ne întoarcem în 2-3 minute. Vă lăsăm cu imagini, noi ieșim în pauză, ne întoarcem.
Da, bună, România, ne-am întors în direct. Între timp, la Casa Poporului s-au adunat oamenii în fața acestei situații, până la urmă. Păi, asta e casa, asta e poporul, da. Normal. Suntem de părere că, până la urmă, ca să tragem o concluzie asupra ceea ce am discutat până acum, că, până la urmă, opoziție în acest moment la PSD și la guvernarea asta face DNA-ul și până recent făcea și poporul din fața Casei Poporului. Practic, protestele rezist erau cumva o opoziție la ceea ce se întâmplă în Casa Poporului. Din punctul meu de vedere, protestele rezist au fost adevărata opoziție la guvernarea PSD-ADE. La momentul respectiv. La momentul începutului acestui an. Acum când vedem că protestele rezist sunt decorate pe aici, pe acolo, cu doamna Raluca Turcan îmbrăcată frumos, iată, festiv acolo. Adică să împodobești protestul cu politicieni, din punctul meu de vedere, nu știu, e neproductiv. Dom'le, fiecare să facă protest cu ce scule are la îndemână. Cetățeanul cu pancarda, politicianul cu mâna ridicată în plen. Adică nu sunt împărțite pe căprării treburile astea, nu sunt clare. Adică mă gândeam că acum facem de 30 de ani democrație în țara asta, cât de cât, cum știm și noi. Părea că e clar, că ne-am înțeles, fiecare ce treabă are, nu? Da, nu? Pe de altă parte, vezi că e o luptă cumva, se dă o luptă între partidele de opoziție, cine trebuie să dețină această stradă, cine trebuie să dețină protestatarii. Am văzut că USR-ul și-a judecat în mod legitim după ce au luptat eroic săptămâna trecută. Am văzut momentul acela, după care s-a îmbalat domnul Dacian Cioloș văzând acele imagini. Domnule, nu se poate. Îmi pleacă pământul de sub picioare. Nu fac și eu partid. Păi nu fac eu partid. Păi îmi fac eu partid și vă arăt că eu cu partidul meu câștig alegerile cât n-ați putut voi două partide să câștigați cu fața mea. Dar mă rog, poate acum pe nou partid domnul Cioloș nu-și va mai scrie zero mare pafiș, nu? Adică mă gândesc că va avea alți consultanți. Nu ia tot pe aia vechi. Tot pe consultanția de l-au dus la aproape 0%. De n-are scos-o la capăt până la urmă cu nimic. Da, domnul Dacian Cioloș a remarcat întotdeauna pentru bunul său simț. Da. O să vedeți întotdeauna argumentul. Pentru decența în ei. Dom'le, este un om de bun simț, Dacian Cioloș. Deci, ceea ce nu-i puțin lucru, atenție. Dar nici mare lucru. Care e problema? Și de ce Dacian Cioloș a devenit atât de prizabil, de frecventabil în politica asta românească? Pentru că în parlament, intri în parlament, îți pui pelerina de ploaie pe tine ca să nu te murdărești, îți pui pantalon de aia de pescar până la brâu, așa, până la piept de fapt, și te plimbi acolo printre domnii Bacalbașa, printre domnii Șerban Nicolae. Și atunci prin comparație îl găsești pe Dacian Cioloș și un monument, adică cu Dacian Cioloș poți să vorbești fără să ai echipament de protecție pe tine. Nu te scuipă, nu te înjură, nu te lovește, nu spune că are poze cu tine făcând cine știe ce, adică e chiar decent. Arată așa ca un om, adică e curat. Plecând de la premisa asta. Că stai pe mâini după ce ai dat norocul cu Dacian Cioloș. Da. Cum o să stai, nu faci empatică. Știi că în momentul când căutai la rubrica, o rubrică, o anumită rubrică, mă rog, era un argument, domne, doamnă curată, știi, adică era... Bine, și ăsta funcționa și ăsta ca argument și până la urmă discretă, și asta e important, discreția, e o chestie importantă. Se corespunde Dacian Cioloș și la acest capitol. Corespunde perfect, iertați-mă că vă spun. Curat e, discreție și caută și roagă seriozitate. Vrea voturile înainte, totuși. Rog voturile înainte. Și voturile înainte, da. Voturile înainte. Da, iată multă jandarmerie ieșită cumva față în față cu reacțiunea, ca să zicem sunt așa. Și căluți? Sunt și căluți, că eu mai mult pentru căluți. Uite, pe călare nu s-a mai mers acum, adică nu s-a mai călărește. Da. Călărește PSD-ul legile justiției suficient de bine și pe noi înșine. Mă rog, ideea este următoarea. Între timp se deschid penitenciarele, se deschid porțile. S-au deschis, gata. Gata. Avem deschidere la penitenciar. Deci știi că până acum discutam de penitenciarele astea românești în termeni apocaliptici. Dom'le, sunt suprapopulate, nu mai e un să bagi. Ba, acum e gol! Nu mai suflă vântul, nu mai e nimeni. Adică, țara asta e blestemată să existe între două extreme. De la penitenciare supraaglomerate, de n-ai unde să bagi niciun un deținut pitic, infractor, un mic infractor, cel mai mic infractor, nu mai aveai unde să-l îndești acolo. Că, dom'le, nu mai ăștia suntem. Deci un mare infractor, cum e, de exemplu, domnul... Cine vrei tu să spui? Dragnea, de exemplu. Așa e. Da, e infractor, că e condamnat. E condamnat. Dar dacă ar fi infractor și mare infractor de drum, n-ai avea loc. Trebuie să-l deliberați 10, știi? Bagi un Dragnea, scoți 10 de ăștia, 10 de putăței. Bun. Dom'le, acum stau deținuții, relaxați acolo, adică am senzația că sunt mai mulți gardieni. Au început să sufere gardienii de singurătate. Ce, au început să fie deținuți gardieni. Ce faci? Sunt plictii, nu e nimeni aici. Hai să vedem un deținut în libertate petrecând... Un fost deținut. Actualmente petrecăreț. Omul ăsta... Are sunt o vârstă frumoasă. Radu, omul ăsta trăiește în zodia literei D. Dan Diaconescu direct,
Dan Diaconescu... Da, vă rog eu frumos, am o rugăminte. Vreau să fiu mai aproape ca să mă auziți mai bine. Am o rugăminte. Nu mai schimbați postul când vorbim despre domnul Dan Diaconescu. El e recunoscut pentru... El e recunoscut pentru faptul că face rating. De fiecare dată când am dat firarea naibii ceva cu Dan Diaconescu, s-a schimbat postul. Stai. Vă rog eu frumos. Spun... Haideți, Dan Diaconescu. Direct. După 3 ani petrecut în închisoare, Dan Diaconescu s-a pus pe distracție. Fostul politician și-a sărbat ziua de naștere într-un restaurant din capitală. Diaconescu a organizat o petrecere cu 200 de invitați. Printre aceștia, oaspeți de seamă precum Florin Călinescu, Serghei Miziz sau Gheorghe Ștefan. Cu câteva kilograme în plus și la fel de zâmbitor ca în zilele bune ale OTV-ului, Diaconescu a dat dedicații și a aruncat cu bani în lăutari. Atmosfera a fost întreținută de Florin Vasilică, Taraful Mirela și Elvis Năsturică și Elena Merișoreanu. Oaspeții s-au delectat cu mâncăruri tradiționale, sarmale, fripturi de toate felurile cu garnituri și murături variate. Piesa de rezistență a fost însă tortul mov, culoarea favorită a fostului lider PPDD. Dom'le, hai să o luăm așa, 100 de ani de... De la Marea Unire. De, la mare, de România și 50 de ani de Dan Diaconescu până la urmă. Păi Dan Diaconescu face o Românie mare, că nu ai nevoie de mai mult decât... Dar ce a remarcat acolo? Lipsa domnului Bot. Deci a fi apărut domnul Bot cu telefonul... Cu fost infractor. Cu infractor, nu, infractorul Dan Diaconescu... Infractor toată viața, infractor. Vezi că faci like pe Facebook, de infractorul Dan Diaconescu, unde... Deci lipsea domnul Bot din cadru. O să iau imediat. O să iau și fripturică. O să iau și fripturică, dar nu pentru că îmi spuneți dumneavoastră. Mi-a plăcut și eu îl apreciez pe Dan Diaconescu, mai ales pentru generozitate. Știi, după ce ai stat atâția ani la pușcărie, te-ai fi așteptat ca la prima petrecere să-i servească în blide numai fasole fără carne. Adică să spună, na bă, să vedeți și voi. Să vedeți până ce am trecut, bă, nenorociților. Și am ieșit mai împănat decât eram. Și mi-a plăcut și, și voice-over-ul care a explicat, domnule, a fost multe personalități. A fost domnul Florin Călinescu și domnul Serghei Mizil. Păi da, hai să sunăm în direct, vreau să auzim când sunăm la domnul Dan Diaconescu, pentru că vreau să văd și eu dacă ne răspunde, dacă și-a recăpătat reflexele. Da, domnul Dan Diaconescu și-o fi pus și melodie de aia în așteptare, știi, când suni și nu-ți răspunde să cânte cineva, nu, și mă gândesc domnul Dan Ciotoia și ceva să cânte, care i-a făcut și indul la PPDD, adică să cânte cum e viața asta cu românul, cu nu știu Hai ce. Să sunăm la domnul Diaconescu chiar în aceste momente, ia liniște! Vreme, uite cum sună. Am crezut că răspundeți. Sună Libertate. Haide, răspundeți, vă rog eu frumos. Parcă-l și vă pe Diaconescu, acum mai are Rolls Royce ăla. Cine naiba mă sună, mă? Deci parcă-l și văd așa, în Libertate, pe el, fiind... Nu răspundeți, domnul Dan. Domnul Dan nu răspunde. Lăsați că ne sună el după aia. Revine el cu telefon. Da. Mai are, măi, mașina... cu care defila. Se bucură de ei, da. Are prieteni. Hai să lăsăm așa acest sponsor. Poate răspunde la un moment dat. Te apucă la un moment dat și răspunde. Am sunat de pe fix, știi, după ce ai avut o condamnare cu executare, când vezi un număr de fix, prea bine să răspunzi. Și în încheiere, da, poate sunt iară. Cine sunt? Bă, sunt de pe fix. Iară sunt ăștia. De București, da. Nu sunt aici. Nu vă pot. Da, da, asta e. Dar noi urmărim între timp în paralel cumva și acest caz important al starletei Loret, care este cea mai bună definiție a recursului compensatoriu. Da. Adică ea vine pe zona de recurs compensatoriu. Răzvan, cum... Te adoră când îmi faci asta în această emisiune. Dar stai, mă, că nu cunosc atât de bine speța. Acest subiect. Da, de parte, eu am făcut o documentare de asta, aflu, de trag de tine de 3 zile. Radu, lasă-mă măcar 10 minute, vreau să prezint telespectatorilor cazul Loret. Deci data trecută când am vorbit... Loret a început o relație cu un domn aflat în închisoare și s-a terminat această relație. Hai, lasă-mă pe mine, că văd că nu ai sfârșit-o. Deci doamna Loret a cunoscut un om în libertate...
dar s-a căsătorit cu același om în penitenciar. Până nu ai dat închisoare, nu... Nu le ia, domnule, știi cum e. Da. Domnule, uneori ți-ai spus și părinții, are armata făcută, dar așa se zicea pe vreme. Acum, are pușcăria făcută? Nu are. Dar acum o face. O face acum la bătrânețe. Domnule, o face, măcar își dă silința. Ei, uitați, a luat câțiva ani. Și cât a luat? A luat 10-15 ani de cu totul, penitenciar, da. Cu tot. Acesta e domnul. Aceasta e o imagine din penitenciar unde s-au căsătorit. Au stat câteva luni căsătorit, până când și-au dat seama că relația asta la distanță nu funcționează cum ar fi trebuit și au intentat divorț. Ceea ce e cu adevărat interesant e că domnul e nemulțumit. Domnul este cel nemulțumit. El este cel care a generat divorțul. El a determinat. Nu mai poate să stea cu femeia asta liberă. Da. Liberă de contract. O acuză inclusiv de prostituție, ceea ce înseamnă că dacă domnia sa n-a ieșit pe recursul compensatoriu, măcar o aduce și pe aia. Știi cum plecau pe vremuri românii în străinătate? Lasă-mă, stau câteva luni, n-ar văd cum e și dacă e, te aduce și pe tine. Îți face chemare! Îi face chemare! Au stat aici, au stat. Probabil femeia au spus, domnule, divorțez, numai pe băie. Și el, săracul, încercând să unească familia, hai că îți fac chemare. Domnule, îi face prostituție. Dar să o lăsăm pe doamna lui, că nici tânsa nu răspunde la telefon. Bună seara, doamna Chichirău! Și mergem la doamna Chichirău. Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați revenit! Eram în, mă rog. V-am văzut că ați făcut live pe Facebook astăzi în plenul Camerei Deputaților și știm că atunci când faceți dumneavoastră live pe Facebook se întâmplă diverse lucruri mai mult sau mai puțin plăcute. Astăzi v-a mai agresat cineva, fie și verbal? Sau dumneavoastră ați mai intrat în discuție cu cineva pe acolo sau a fost mai pașnic? Astăzi s-a strigat din sală, dar nu se aude nici pe cameră decât dacă sunt eu chiar în fața oamenilor respectiv. Deci se strigă tot timpul în sală, dar să știți că se strigă în toate ședintele. Abuzuri verbale sunt notorii în toate ședintele și mai ales către femei se strigă unele sau altele, chiar când iau cuvântul în plen sau când merg spre microfon. Noi avem deci imagine... Trebuie să înțelegeți că asta este o chestie uzuală. Deși inacceptabile se întâmplă tot timpul. Ăsta e practic fondul sonor al lucrurilor. Avem imagini în acest moment din fața Casei Poporului. Parcă v-am văzut și pe dumneavoastră acolo un pic mai devreme. Da, da, da. Am fost și eu. Acum voi intra la TVR de la ora 9 și mă deplasez spre studio. Da, da. Se circulă foarte proziile acestea. Ce vreau să vă întreb? Pe noi ne pasionează mult acest fenomen al abuzului din Camera Deputaților. Nu abuzul ăla procedural, că de ăla suntem sătui. Abuzul verbal. Adică avem noi o campanie, vrem să-i arătăm pe politicieni atunci când apar ei cu lavaliera montată, frumos, cu cravată, la televizor. Cum sunt, doamnă Chichirău, parlamentarii români când nu-i filmează nimeni decât eventual îi filmați dumneavoastră și mai puneți pe Facebook. Cum sunt? Sunt foarte nepoliticoși. Cum ați văzut și pe live-ul pe care l-am făcut eu doar îl întrebasem pe domnul Nicolae ce lege votăm și care sunt prevederile principale. El a decis să mă jignească. Deci cam așa se comportă parlamentarii când nu le convine ceva. Nu există o dezbatere normală să spună eu nu cred că ai dreptate, da. Eu cred că această prevedere este bună. Dar și timpul se apucă să înjure. Dar vreau să vă întrebăm altceva. A venit vreo doamnă PSD-istă la dumneavoastră după să vă spună să știți că sunt solidară și mie mi se pare un gest de maximă mitocănie ce a făcut colegul meu Șerban Nicolae? Nu, absolut nicio reacție. Asta e trist. Absolut nicio reacție. Bun, între timp, astăzi, ce vi s-a părut cel mai grav din ce s-a întâmplat? Foarte scurt. Articolul 3, aliniatul 1, s-a eliminat independența procurorilor din legea statutului magistraților. Scria înainte, procurorii se bucură de stabilitate și sunt independenți. Și acum? Și acum scrie, procurorii își exercită atribuțiile, limitele legalității și sub controlul ierarhic al Ministerului Justiției. Păi deci gata cu independența? Gata. Deci dosarele politicienilor nu vor mai ajunge în instanță, pentru că ei știu că nu pot cumpăra judecătorii chiar așa. Și atunci veriga slabă erau procurorii. Să-i facă să nu ajungă, să nu trimită dosarele în instanță. Bine, mulțumim mult! Cel mai mare mulțumim mult! Ținem legătura, ne mai auzim și zilele următoare. Deci gata, urmează un război de independență al procurorilor, mă gândesc. Gata, ne-am liniștit acum, da. Mamă, cât de trist! Da, bine. S-a terminat independența. S-a terminat și emisiunea, ne revedem mâine. Tot. Să aveți o Românie bună în continuare. Urmează dosar de politician cu Silviu Mănăstire. Rămâneți cu B1 TV, ne revedem mâine seară. Toate cele bune!